Aerul devine din ce în ce mai greu de respirat în zona București-Ilfov. Locuitorii din Chitila și Chiajna, județul Ilfov, dar și cei din sectorul nord al capitalei se plâng de mirosurile puternice pe care sunt nevoiți să le suporte. În urma mai multor controle, mai mulți specialiști și activiști de mediu se plâng că nu există un interes real al autorităților de a sancționa arderile ilegale. Din păcate, avem groapă de gunoi care în aer și simplu acel gaz de groapă fără să fie neutralizat la 1000 de Celsius, pentru că sunt niște costuri în plus să tragi gaze din rețeaua națională. Sunt arderi de deșeuri constant în jurul Bucureștiului. Am văzut și îngropări de deșeuri. Zilele trecute am fost cu o altă televiziune în teren, iar acest fenomen a luat atât de mare amploare încât Ilfovul a devenit un epicentru al poluării în regiunea, în zona europeană. Pe de altă parte, nu există niciun plan care să se adreseze cetățenilor prin care aceștia să sorteze deșeurile și mai departe deșeurile să meargă în economia circulară. E un haos total în ceea ce înseamnă gestiunea deșeurilor și cu multe implicații de tip mafios. Fostul șef al Gărzii de Mediu susține că Bucureștiul și Ilfovul sunt focare ale poluării și nu înțelege de ce autoritățile statului trec cu vederea arderile ilegale de deșeuri. Din păcate, autoritățile ori nu și-au făcut treaba foarte bine, ori nu au avut un sprijin și din alte instituții, pentru că, de exemplu, Garda de Mediu nu are instrumente de măsurare, are Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Pe urmă, nu sunt procurori specializați care să investigheze, dar, una peste alta, instituțiile statului sunt cele care, prin lipsa de prezență, prin lipsa de amenzi, prin lipsa de închideri de unități, pentru că generează poluare, au creat acest mediu propice infracționalității de mediu. Și mirosul provenind din aceste zone, toxicitatea aerului este incredibil de mare.